se poate reuși în Canada, ca și în America, dar e și o chestiune de șansă, este și o chestiune de energie, este și o chestiune de constanță. Actor și cântăreț la cele mai înalte standarde ale scenei și micului ecran din anii 70, Sergiu Cioiu a dispărut din țară în 81, cu o motivație clară, cenzura. A plecat cu soția și cu fiul lor în Franța, iar după un an s-au stabilit în Canada. A continuat să lucreze în domeniu, dar mai mult în culise decât pe scene, logic. Printre altele, a dat lecții și a susținut workshop-uri de actorie și dramaturgie, iar în spațiul privat a cultivat cu aceeași pasiune cântecul și mai ales poezia românească, de unde și numeroasele proiecte. Sunt fraged al mamei și căldura năframei, primul strigăt curat peste lumea aruncat. Fac parte din generația asta, celor care au avut o copilărie mai mult sau mai puțin tremurată, bombardată, cu speranțe năruite. 47, abdicarea regelui, eu pe umărul tatii, în fața Palatului Regal, uite, regele pleacă. Tot felul de transformări, de schimbări. Venise, dacă nu greșesc, venise vremea să trăiesc. Îmi plăceau cântecele franțuzești, adevărat. Am învățat limba franceză odată cu limba română și mi-au plăcut foarte mult mari șansonetești. De altfel, primul lucru pe care l-a făcut profesoara de franceză de la Institutul de Teatru, mi-a spus să te duci neapărat să vezi un spectacol extraordinar cu un cântăreț nemaipomenit, actor, pianist, Gilbert Becu. Și mi-a plăcut foarte mult acest artist. Spectacol la ora 10 într-o dimineață cu 38 de grade la umbră? Nu, repetiție, repetiție pentru festival, nu știați? Val, totuși mai sunt destule zile. Până în 8 august, de ce vă grăbiți așa atunci? Dumneavoastră, nu știți că Valeriu Lazarov este foarte exigent și ne sancționează pentru fiecare clipă. Pe tiran a devenit Valeriu Lazarov când e vorba de timpul pierdut. Uită omul de mânie, de necaz, de bucurie, uită. Dar de cântec și câmpie și de glasul tău mărie știe. Orice artist este influențat de modele. Și că în ultima instanță vrei să fii original, nu vrei să semeni, nu vrei să fii o sosie a unui actor sau a unui cântăreț. Mie mi-a plăcut foarte mult și Jacques Brel, îmi place Aznavour. În general mi-au plăcut cântăreții, interpreți, autori, compozitori care și-au bazat performanțele lor pe text. Și bineînțeles că melodia e importantă, armonia și toată îmbrăcămintea cântecului e foarte importantă, însă textul cere această îmbrăcăminte, acest aranjament muzical. Ca doi copii și vom alerga. Dar teamă mie că n-am să știu când noaptea în al ei abis ne va atrage ca prin vis în ceas târziu. Vom încerca și tu și eu să ne ferim. Și n-am să pot și n-ai să vrei să-l ocolim. Iar
despărțirea va fi grea și viața alta îți va părea. Când un străin n-am să-ți mai fiu în ceas târziu. Toate filmările și toate colaborările pe care le-am avut la televiziune, tot ce a putut rămâne, nu sunt altceva decât rodul unor colaborări foarte plăcute cu regizori sau cu animatori de televiziune, cu redactori de televiziune. Unii dintre ei au devenit realizatori, uite Ioana Bogdan. Am un cântec care mi-aduc aminte, care se numea Dintr-un milion. Te-am ales dintr-o mie, dintr-un milion. Alu, alu, mă vezi, mă auzi, răspunde, sunt unis. Dintr-o mie, dintr-un milion. Dar a prins ca o stea de ochii tăi ce arzi. Sunt un om anonim ca un satelit, dintr-o mie din infinit, dar îndrăgostit. Mi-au lăsat amintiri plăcute. Păcat că nu găsiți chiar tot ce s-a făcut. S-au filmat multe cântece care au fost cântate în festivaluri de la Mamaia, unele care au luat chiar și marele premiu. Un cântec de Radu Șerban intitulat Cine a găsit tinerețea mea? Regret. Cântecele pe versurile lui Dumbrav, un cântec scris de Profeta, intitulat După mine potopul. Pentru mine a fost cântecul acela, Locul meu de pe pământ, Alumandi, la care s-au aplaudat minute în șir. Un cântec care a fost menționat, a luat mențiune, există, este în repertoriul meu. Îl aveți și voi din arhivă. Bineînțeles, Vântule, nu știu, Glasul tău, dacă mai există filmat sau... Dar au fost multe lucruri care s-au pierdut. Vântule, vânt nebun, stai și ascultă ce-ți spun. Linița șternuieră pe arșița curilor, Africă-ți șuie puterea norga pădurilor. Tu risipești toată ceața din căile zorilor și întristezi dimineața cu negura norilor. Tu care faci să se lege în dragoste florile și apoi suprav și țărânele întuneci culorile. Vântule, vânt nebun, stai și ascultă ce-ți spun. Tu faci să fluture flamuri și miele speranțele și-n răsuflarea-ți grăbită să zboare vacanțele. Tu limpezești cu zefirul și firele gândului, dar năpustești uraganul împotriva pământului. Sergiu Cioiu și cea mai cunoscută urmă a sa în România, un clip datând din 1967. A zburat ca vântul în 82 împreună cu soția și cu fiul său, în virtutea unui contract ca regizor-pedagog în Spania. Așadar, o emisiune echivalentă cu o datorie de onoare pentru televiziunea română, care s-a aflat cumva la originea emigrării familiei. Mobilul principal pentru care am plecat din România a fost... Mai întâi și întâi de toate, supărarea faptului că televiziunea română, după ce a investit și a făcut un recital deosebit de interesant pe care l-a realizat Andrei Brădeanu, nu l-a difuzat. Și nu l-a difuzat o lună, nu l-a difuzat două, nu l-au difuzat trei și mi-am dat seama că nu o să-l difuzeze niciodată.
Pentru primul prieten și nou Prometeu, ce-a prins șansoneta în sufletul meu, care cântă și arde și cântă mereu și arde mereu, mereu. Care mâine s-ar stinge și n-ar avea sens, fără Piaf sau Trăne, Chevalier sau Brassens, fără Prela, Snavur, Yves Montand și Greco, Mistene, Patașu, fără tine, Beco. Pentru cercul de aur ce va străluci, pentru toți trubadurii ce-au fost și vor fi, mersi, Beco! Mersi, Beco! Am profitat de un contract în străinătate, care era un contract foarte bun și oficial, și pe care l-am primit prin ambasada Spaniei, și am reușit să plec. Bineînțeles că a mai fost un motiv pentru care am rămas în străinătate. A fost dorința de a oferi familiei mele o viață mai puțin constrânsă de niște lucruri care realmente nu depindeau de noi. Unii spun că e vorba de libertate. Scrisoare din Paris către tovarășul Costrov despre esența dragostei. Iertați-mă, stimate tovarășe Costrov, cu a voastră largheță ce mă copleși, că o parte din strofele despre Paris pe lirică azi le voi cheltui. Închipuiți-vă în salonul de sus, de perle sclipind, o frumoasă apare. Și iată, acestei frumoase i-am spus, bine sau rău i-am spus, oare? Eu, tovarășă, sunt din Rusia, în țara mea, peste tot cunoscut, văzut am femei mai frumoase, cu mii fete mai zvelte am văzut. Fetelor le sunt dragi poeții. La minte și glas îi uitai pe mulți. Te amețesc cu vorba. Dar ce ții? Se cere pentru asta să mă asculți. Drumurile m-au purtat unde am vrut și am visat, și e mult de străbătut ca să vezi ce-i de văzut. Într-o lume, drum de apă și de fier, alt pământ și partener, alte fete, alți băieți, alți bătrâni, alte tristeți, alte glume, sub același colț de cer, unde a gândit Voltaire, un gavroș cu ochi de vis, mă încurcă într-un Paris de boemă, prin cartiere, prin metro, și apoi într-un vechi bistro, unde într-o bună zi fredonam și eu Paris. Cum je t'aime. Sigur că după 42 de ani nu poți să construiești o carieră pe care în România totuși o construisem, dar mi s-a părut normal așa, mi s-a părut firesc. Am reușit să fiu echilibrat. Am dat cursuri de teatru, am realizat un disc cu un autor quebecois din Montreal, am reușit să dau ateliere la Ottawa University, am făcut și alte jobine care m-au ajutat să exist și să contribui la pâinea cea de toate zilele. Una peste alta, este clar că m-am împăcat cu viața mea de aici. M-a izbit vulturul, prăbușindu-mi se pe umăr. Clonțul lui mi-a luat aerul din plămâni. Treaz fiind încă, m-am trezit cu lăuntrul meu plin de zburătoarele cerului.
ferească-mă să stea și cerul cu stele în mine. Prea puțină mi-e viața încât dau liber vederii și razii ei dau liber. Atâta vă rog, scoateți-mi din plămân pe vultur. Am să-l duc în spinare, să-l îngrop la vârf de munte. Atâta doar vă rog, scoateți-mi vulturul din plămâni, mă sufoc. Penele lui îmi umplu respirarea, străind de moartea mea, e vulturul mort. Se întâmplă să fi avut întâlniri cu un public de gândire românească, de cultură românească, de structură românească prin sorgintea lui, cărora le-am cântat și care au fost foarte mulțumiți, foarte încântați, care au aplaudat, care mi-au oferit bucuria lor de spectatori și care m-au făcut să înțeleg că ceea ce consider eu că este interesant în felul în care mi-am făcut meseria sau felul în care mi-am desfășurat meseria, n-a fost rău și corespunde încă unor cerințe, unor așteptări. 10 mai. Reportaj dinastic în pas gimnastic. 101 tunuri la culte, la tutunuri, adică la regie, la școli, la primărie, chiar serviciul de gunoi, la finanțe, la război, la serviciu antropometric, la cel barometric, la tribunal, la arsenal, repaus duminical. Bum, bum, 10 mai! Îmbrânceală, vaină, dușală, zăpușală, zăduf, uf, deodată, armată, ura, bătătura! În tribune, tunie, sumă de cucoane, pălării cu zorzoane, parfum, suliman, tirchilești, popanan, dame de elită, suită, prieteni și rude, biboni, caracude, defilare, ambetare, decorații, luminații, artificii, cățelul cu anișiții pierdut în mulțime, mitocănime, grădini pline, înghețată de praline, bere sau șprițuri, caprițuri, tratații, reprezentații, deșteaptă-te române, ridic și un cupâne, combinații, altercații, soție infidelă, sudalme, palme, umbrelă, bătaie, spart capul, nanaie, secție, infecție, comisar, potlogar, 5,5 lei, libertate. Cu limba scoasă, acasă, francu și trăsura, 10 mai, ură, tacă-ți gura! Am proiecte și sunt niște proiecte pe care îmi imaginez că aș putea să le aduc și în România. Am un proiect de album discografic cu versuri selecționate din creația poetică a lui Nichita Stănescu, cu care am avut onoarea să fiu prieten și care rămâne unul dintre cei mai mari poeți ai națiunii românești. Și acest proiect este intitulat Arca Necuvintelor. Sunt poeme pe care le spun, poeme care au un decor sonor, unele realizate, create de Leonard Constant, fiul meu, de care sunt foarte mândru. Au trecut deja 18 luni de la trecerea în neființă a prietenului meu, Romulus Vulpescu. Astăzi ar fi împlinit 81 de ani
Mă gândesc la această călătorie a sufletelor spre necunoscut, spre țărmul neștiut, de unde nimeni n-a mai venit și care ne îngrozește, făcându-ne mai lesne să îndurăm urgiile de aici, decât să tindem spre altele pe care nu le știm. Și totuși, mi-l închipui pe Romulus în lumea neștiută, dar închipuită, așteptat de vechi și buni prieteni, Villon, Rabelais, Charles d'Orléans, Dante, Alfred Jarry și alți colegi patafizicieni. Mai am un proiect pe versurile unui actor, unui extraordinar actor care mi-a fost bun coleg și prieten, Ștefan Radov, care a scris mai multe cărți de poezie. M-am selecționat din poemele lui. De altfel, Radov a fost cel care m-a incitat la compoziție și primele mele cântece, primele cântece imaginate de mine au fost pe versurile lui. Vezi, rândunelele se duc, se scutur frunzele de nuc, se așează bruma peste vii. De ce nu vii? De ce nu vii? O vino iar în al meu braț să te privesc cu mult nesaț, să razim dulce capul meu de sânul tău, de sânul tău. Canada este o țară în care se pot construi proiecte artistice. Există un consiliu al artelor care îmbrățișează anumiți artiști. Problema este că suntem prea mulți artiști și că e așa o mare de artiști care se văd toți vestiți, ogați, aplaudați, făcând turnee în toată lumea, încât dacă ești puțin mai cu picioarele pe pământ, dacă ești puțin mai aproape de realitate, îți dai seama că totul este o loterie. Și că, în ultima instanță, fără puțin noroc, fără o șansă, chiar și cei mai talentați oameni pot aștepta mult și bine până să ajungă la potou, până să reușească să devină cunoscuți și până să reușească, în ultima instanță, să trăiască acceptabil sau bine din meseria lor. Reflectoarele s-au stins, mașinești cu părminți, de pe scenă au desprins decorul. Cerul albastru de hârtie, copacii din butaforie și-au reluat locul în magazie, în fond. Când reflectoarele s-au stins, noaptea în ceas târziu, în
teatrul său rămas pustiu. Actorul stă numai el pe scena goală, dar îi se pare că din sală aude încă aplauzele.